Vă salut, dragilor! Bine v-am găsit la un nou episod. În acest episod vom discuta despre cei mai buni jucători pe fiecare poziție între 500.000 de coins și un milion de coins, respectiv între un milion de coins și 2 milioane de coins. Totodată v-am promis că mâine o să vin cu un episod în care o să vă spun jucătorii care într-adevăr aduc una, două victorii în plus pentru fiecare buget pe care eu îi recomand și pe care i-am testat și mi-a mi plăcut foarte, foarte mult și mi-a mi adus victorii în plus iar începând de joi o să facem și niște live-uri în care o să joc o echipă de RTG, să vedeți efectiv câteva meciuri din Division Rivals și de asemenea vom juca pe live și în Weekend League, câteva meciuri în acest weekend. Așa că nu uitați dacă vă place această serie, dați un like, un share și un subscribe. Haideți să vedem ce avem pregătit. Nu mai menționăm portarii pentru că la acest nivel este doar unul singur din punctul meu de vedere de hea toti merită toți banii dacă ți i permiți face ce nu faci ci la sportare chiar scoate anumite mingi foarte foarte grele într-adevăr dacă îl folosești pe Van că poți să-l folosești și pe Van Der Sarre pentru chemistry și este un portar bun care mie mi mi-a plăcut ca și legenda mi-a mai plăcut Leman dar nu foarte foarte mult în schimb nu aș da bani pe un portar în condiții în care noi De Gea și Courtois și Dona Roma și mulți alții fac treaba deja. Uh, singura pe care o fac este că merită De Gea tot dacă ai bugetul pe care ți-l permiți. Acum, trecem direct la fundașii centrali. Uh, pe locul 5 l-am pus pe Canavaro Prime, care este 600.000 de coins, un uh, jucător care mie îmi place foarte mult, într-adevăr nu este cel mai bun la jocul aerian contra lui Ibrahimovic, spre exemplu, sau contra lui Ronaldo, doar că în jocul la sol este cel mai bun fundaș central pe care l-am testat și la cap cu majoritatea atacanților câștigă duelele la cap are o poziționare foarte bună, are jumping 93 în schimb cu cei care sunt foarte, foarte, foarte buni într adevăr nu, nu va câștiga duerile uitați, spre exemplu, cum pe toti am văzut că mi-a câștigat majoritatea duelelor deci e ok, face față iar majoritatea centrelor am observat că pică mai mult pe fundașii, fundașii laterali decât pe fundașii centrale, așa că nu vă văd o așa de mare probleme înălțimea. Într-adevăr, mai slab la blocarea șuturilor. Se simte, stau la pe locul 5, dar la un buget de 600.000 de coins eu zic că este ok. Pe locul 4, Sol Campbell, un jucător pe care trebuie să-l înveți puțin până să îți dai seama că e bun. Uh, Sol Campbell este un de jucător care dacă ai ieșit prea mult din defensivă cu el, nu mai poți să te torci cu el. Adică ai o singură șansă și trebuie să-l înveți destul de bine când să folosești acea șansă cu el. Pe locul 3 l-am pus pe Blanc Prime, care din punctul meu de vedere este la fel ca și Blank Medium, seamănă foarte mult. Recomand acest jucător, de asemenea și varianta lui Moments foarte, foarte, foarte bună. Pe locul 2 l-am trecut pe Desai, pentru că are mai multă agresivitate decât Blanc, într-adevăr de nu are aceeași înălțime, nu are aceeași jucărian, doar că îmi plac jucătorii care sunt mai agresivi anul acesta. Iar pe primul loc l-am trecut pe Maldini, varianta lui medie, în acest buget mi se pare cam, am ce mai un fundaș central. Într-adevăr, nu foarte agresiv, dar în rest este impecabil pentru mine. Trecem direct la mijloca central. E cu singură mențiune. Vreau să fac pentru fundașul lateral stânga, într-adevăr, tot. Este cel mai bun jucător cu mențiunea ca să fii foarte bun la schimba jucători din analogul dreapta, pentru că are o poziționare puțin defectuoasă. Dacă nu ești foarte bun la acest lucru, ți-l recomand pe Mendy Ficestar și face treaba la fel de bine. Acum, pentru poziția de mijlocași mijlocaș centrali. Am trecut direct la mijlocaș central, o să discutăm și despre cei defensivi mai încolo. Uh, Artur de la Barcelona, în 4-1-2-1-2 mi-a plăcut și în 4-3-1-2 mi-a plăcut jucat. Veron, la fel mi-a plăcut în aceste formule Zedorf, la fel mi-a plăcut în aceste formule Zedorf, poate juca și cât de Cel de 88 este foarte important, iar Aouar mi-a plăcut în 4-3-1-2-4-3-2-1, mai puțin în 4 1 2 -1 2 nu înțeleg de ce, dar în rest mi-a plăcut foarte mult, este un jucător foarte prezent acolo la jumătate și pe primul rând am trecut pe Pogba de 91. Trecem la mijlocași centrali ofensivi. Și aici avem uh, Andre peson care poate juca în orice poziție de mijloca, și central ofensiv și pe dreapta și pe stânga și în centru. După aceea pe Royce, puțin cam slab la pasele lungi în afara asta este foarte foarte bun. Del Piero, care mi-a plăcut foarte mult deși are un balance mai mic și trebuie să știi să l folosești. Messi care este complet, cu excepția faptului că este medium, medium și stă puțin cam în spate în teren. Iar în primul l-am trecut, -am trecut pe Hazard, care la fel este un jucător complet cu în dificult... plus față de faptul că intră mai des în careu și este mai prezent la finalizare. Pentru partea dreaptă a atacului, pe locul 5, Salah de 90, care în afară de pase excelează la toate capitole. Dybala pentru faptul că are doar 3 stele la Wii la pe locul 4, pe George Best uh, varianta lui Baby la trecut pe 3, pe Figo pe 2 pentru faptul că centrează foarte bine în plus față de ceilalți și șutează foarte bine, triplează bine a viteză, este un jucător complet pentru acea bandă. Pe primul loc l-am tre trecut pe Mbappé, varianta lui de 89, care într-adevăr are ceva plus față de celelalte variante, le uh, recomand toate punctele de vedere pentru atac am trecut 5 jucători pentru că nu știam, nu știam cum să mă decid. Rashford îmi place varianta aceasta de 88. Uh, Butaraghiniu într-adevăr, nu are înălțime foarte bună, dar trage foarte bine la poartă, se demarcă foarte bine, pasează ok, este prezent în joc. Uh, Crespo, un alt jucător care mi-a pus foarte multe probleme și cu Larson, care mi se pare doi jucători profil asemănător. Uh, îmi place mai mult Larson pentru care hai pe atac, uh, Crespo are medium pe atac și se simte asta. Pe doi am trecut pe meang. Un jucător care mi s-a părut complet pentru atac și un bun și un joc aerian față de, de ceilalți. era primul oh. rând am trecut pe Suarez, valenta de 94. Mie mi îmi place foarte mult Suarez, joacă foarte bine și jocul de pase, se demarcă foarte bine, șutează foarte bine la poartă, deci, sunt foarte agresiv, recuperează multe mingi acolo în față. Exact cum a spus, Suarez este un jucător care livrește doar viteza, dar cu cât crește în variantele lui inform și menov de meci cu atât are o viteză mai bună. Și aici am trecut uh, mijlocaș central defensiv. Uh, L-am trecut pe machelele pe locul 5. Îmi place foarte mult că este genul de mijlocaș central defensiv care se rămâne în apărare, are low pe atac și chiar nu va urca acest jucător. Uh, Sergio Busquets, varianta aceasta de scrim, este foarte, foarte bună timp cât îi menține viteza la 99. Uh, petit de 90 mi-a plăcut. Îmi place mai mult față de ceilalți doi pentru că face și faza de atac. Blanc, 85, la fel, poate juca și faza de atac. Iar pe primul l-am trecut pe Rijkaard pentru prezența fizică pe care o are acolo la jumătate. un jucător care mi-a pus foarte, foarte multe probleme. Am senzația că în joc contra lui care efectul acela al lui Vieira, numai că nu la aceeași amplitudine. Nu, totuși, oricum, joacă foarte, foarte bine. Și acum vom trece la jucătorii care sunt între un milion de coins și două milioane de coins. Uh, pentru fundaș central pe locul 5. L-am ales pe Maldini de 94. Uh cred că și uh, Maldini moment tot același plasa, poate puțin în fața lui Ferdinand. Nu-mi place că nu este agresiv și că nu este la fel de bun la cap ca ceilalți. Pe locul 4 l-am trecut pe Rio Ferdinand, un jucător care l-am început, nu am putut să mă obișnuiesc în joc, dar acum, după ce l-am de mai multe ori, uh, îmi place foarte, foarte, foarte mult. Uh, iar celelalte, din punct de vedere, sunt subiective, sunt toți trei la fel de buni, depinde ce ți place. Uh, l-am trecut pe Van Dijk, pe locul 3, pentru că are 79 accelerație și se simte puțin asta, pot specula puțin asta dacă, dacă adversarul nu e foarte bun la controlul jucătorii cu analogul dreapta. Și pe locul 2 l-am trecut pe Varan, iar pe locul 1 l-am trecut pe Ramos pentru că Ramos are ceva specific la capitolul agresivitate, iese pe atacant în momentul când numește mingea, mai multe autoblocuri decât ceilalți am observat, mi se pare că are ceva în plus. Ramos, nu-mi dau seama ce, dar în joc îl simt că are ceva în plus. Oricum, toți sunt la fel de buni, îi recomand din suflet. Cred că îi prefer pe Ramos și pe Varan și din cauza faptului că fac chemistry cu, cu jucători buni, cum ar fi Mendy, cum ar fi, nu știu, Courtois, fac linie verde. Vericin nu are foarte multe linii verzi bune. Trecem la mijlocașii și central defensivi. Și aici l-am trecut pe Mateus pe locul, sau Mateus, nu o să mă cum se pronunțe corect, l-am trecut pe locul 5, un jucător care face și faza ofensivă și faza defensivă foarte bine. Balac l-am trecut pe 4 pentru prezența fizică pe care o are în plus față de Mateus, să ne se seamănă foarte mult cu acesta. Petit de 91, un jucător excepțional, dacă poți face SBC-ul lui, îl recomand în toată inima, un jucător care la fel poate face și faza defensivă, poate face și faza ofensivă iar pe primii doi, din punctul meu de vedere, sunt la egalitate. Ceea ce îi diferențiază și ceea ce îmi place mie mai mult este că Cante poate face și faza ofensivă și o face excepțional de bine. Excepțional de bine. Pasele lui sunt ca al lui Ceavin, în realitate. Driblingul se apropie de driblingul lui Pele. Uh, șutul în forță este ok Uh, are tot ce-ți poți dori de la, la mijlocaș central defensiv, iar Vieira ce are în plus este prezența lui fizică, e uriaș acolo la jumătate. Uh, dacă aveți suficient scoenți, vi recomand să-l faceți pe Vieira sau să-l aveți pe Cante. Sunt jucători care chiar aduc victorii în plus, aceștia jucători. Bun, pe poziția de, de mijlocaș centrali toți și la înainte pe care am precizat pe poziția de mijlocaș central defensiv pot juca și mijlocași centrali cu excepția unuia singur, cu excepția lui Vieira, care este doar mijlocaș central defensiv. Iar aici am mai adăugat și Pogba de 92, care într-adevăr e foarte, foarte bun, și De Bruin Toti, care mi-e îmi place mult pe poziția de CM. Trecem la mijlocaș central ofensivi Și aici, pe locul 5, am trecut pe Ronaldinho, care este un jucător special la capitolul dribbling. Este cel mai agil jucător din joc. Bine, nu varianta sa lui de 91, nu cea de 94, de 95, dar și această variantă este destul de bună. În schimb, am trecut pe el și pe Craif pe, 4, pe, pe 4, pe 5 pe 4 pentru că nu au stamina suficientă și se simte asta în joc. În momentul când ai ația bani pe un jucător, ai vrea să îți poată juca la potențial maxim tot meciul. Pe locul 3 vine Neymar de 94, un jucător care nu asta Neymar este senzațional, mai ales dacă te pricepi să faci acele skill moves. Pe locul 2 l-am trecut pe Pele, și pe el este unul dintre puținii jucători care din punctul meu de vedere nu au fost afectați de cel peci, încă mai poate să tragă acele time finishing-uri cu efect din prima foarte, foarte periculoase iar pe primul loc l-am trecut pe Eusebio de 91 varianta lui de 89 îmi place la fel de mult doar că pe poziția de mijlocaș central ofensiv este mai bună ce la pase la demarcări mi se pare mai bună această variantă de 91. într are mai puțină stamina, nu rezistă 120 de minute, rezistă undeva la 80 de minute. Acum depinde de ce vă doriți. Dacă vă doriți să dureze 120 de minute și să aibă pase mai puțin bune, puteți să luați varianta de 89. Trecem la jucătorii care sunt pe partea dreaptă și aici, pe locul 5, am trecut pe Griezmann. Griezmann a să observat, este în toate mele un jucător care mie îmi place foarte mult pentru că este activ și în fază de atac și în fază de apărare. Pe locul 4 a trecut pe George Best, un jucător care singurul lucru pe care, îl, care îl strică Best este faptul că este mediu-mediu, în rest poate să se înteze foarte bine, pasează ok, șutează la poartă ok, foarte bine, face și faza defensivă, are 64 la intercepție, este ok. în pape de 90 Exact la fel cum am precizat mai devreme, Mbappé când trece la variantele lui în inform uh, devine un jucător foarte, foarte periculos. La fel și cel de 91 este foarte, foarte bun. Uh, Messi de 97, care nu ai ce să-i reproșezi, e Messi. Singurul fapt este că are stamina slabă. Într-adevăr, uh, se simte, este mai bun decât varianta lui de 94 clasică, doar că nu-ți va resta tot meciul. Iar pe primul loc l-am trecut pe Gareth Bell de 93, care este un adevărat monstru această variantă a lui chiar nu are nicio slăbiciune, de adevăr are 3 stele la Wigfu, dar nu se simte deloc așa de 3 Iar ca jucător de bandă am mai trecut aici pe Hazard de 94, Henry de 93, care mie îmi place să jucat în bandă, Figo de 93 Prime Moments. Ce v-am spus mai devreme aici nu se aplică neapărat pentru partea dreaptă, pot juca și pe stânga, acești jucători pot juca și pe stânga și pe dreapta, în general pe flank și câțiva dintre ei pot juca și în centru. Messi poate juca uh, CAM, Best poate juca CAM, Griezmann poate juca CAM, Trecem și la atacanți. Pe locul 5 l-am trecut pe Genio, în aceleași motive pentru care l-am trecut și pe varianta lui medie în celălalt top. Este un jucător care, în afară de înălțime, are tot ce ce dori. Pe locul 4 l-am trecut pe Suarez, această variantă UCL Live, care presupun că va mai crește și m-am spus Suarez, dacă ajunge să aibă viteză foarte bună, devine un atacant foarte, foarte periculos. Pe l-am trecut pe Raul, deși încă momentan nu pot să mă înțeleg cu el, doar că nu pot să admit că nu este un jucător bun, joacă bine. Uh, sunt un atacant complet, ai tot ce spus dori de un, at de un atacant. Uh, ce nu-mi place este că nu, simt suficient de rapid în joc, îl simt puțin mai lent în joc. Pe doi l-am trecut pe Stoichkov. Este o alegere personală. Sunt mulți jucători care probabil preferă pe la urmă decât Stoichkov. ce vă să vă spun e că la se simte cel trei, stele la foot și este un atacant care mie mi îmi place mai mult în formulele de doi atacanți sau ce sau ce dreapta. pe primul loc este Cristiano Ronaldo, fără discuții. Sunt mulți jucători care mi-au spus că nu pot, nu, nu pot folosi, doar că trebuie să te înveți să-l folosești, pentru că e, ai tot ce spus de la atacant. Acum, din topul acesta, atacanți care se descurcă foarte, foarte bine în formule de un singur atacant, cum ar fi 4-2-3-1, sunt Suarez, Raul și Ronaldo. Din punctul meu de vedere, Raul și Ronaldo pot juca doar atacanți, în 4-2-3-1 joacă mai slab când e vorba de o formulă de 2 atacanți, iar Butragheniu cu Stoichkov sunt mai buni în formulele care sunt doi atacanți. 4, 1, 2 atacanți, 4-1-2-1-2 4-2-2-2 și așa mai departe cam asta a fost pentru jucătorii care sunt sub 2 de coins o să urmeze mâine un episod în care o să vă spun efectiv pe anumite bugete care sunt jucătorii care Fac cu adevărat diferența și care poate să vă dea un-două victorii în plus la ce faceți deja acum. Cu toate acestea, vă urez o zi minunată!